Pe scurt, am chiulit de la școală. Era vineri, m-am trezit, aveam dureri de cap, cred că trebuie să mă culc nu la 3 dimineața. Am căzut, m-am ridicat, am băut apă, dar nu-mi iese somn. Ce să fac? Ne-am amintit că fratele în fiecare dimineață face flotări. M-am gândit, trebuie să fac și eu. Super, de azi încep să mă ocup cu sportul. Trebuie să mă înscriu și la sala de forță. Uite ce mușcheam. Viitorul Schwarzenegger. Am mers la bucătărie, am băut apă, că am obosit. Am venit în cameră, m-am lăsat în pat. Mai am încă 40 de minute până la școală. Spați să închid ochii pe un minut. Mai să adorm, am uitat câte ore, au trecut deja 3 ore. Acum trebuie să înceapă a treia lecție. What the fuck, ce să fac? Acum trebuie să fie educația fizică și mi este lene să merg deja la școală. Poate rămân acasă, oricum nimeni nu o să afle. Se aude ușa, a intrat cineva, este fratele, dar de ce este acasă? El trebuie să fie acum la universitate. Dar oricum, nu trebuie să fiu prins că poate să-i spun eu la părinți. Dar atunci, vai de capul meu, așa că am decis... Cine este acolo? De ce nu ești la școală? Dar tu de ce nu ești la universitate? Clar. Atunci la părinți nimic nu spunem? Ok. Pe scurt, am chiulit de la școală. Prieteni, nu uitați de like, share și subscribe, iar pentru cei care vor să apară în video, trebuie să găsiți logo Motan Show și să scriți în comentarii la ce minut a apărut. Miau.